Salut, bună, doamnelor și domnișoarilor, bun găsit, domnilor, bun găsit și bine ați revenit la Dincolo de Sport. Astăzi vom încerca să trecem dincolo de fotbalul feminin, o disciplină mai puțin mediatizată, o disciplină care însă ar merita să fie în față, măcar datorită rezultatelor pe care în România, în campionatul intern, în Liga Campionilor, în cupele europene și în campionatul european, această disciplină le are. Și artizanul multor succese, celor mai mari succese ale fotbalului românesc feminin, este în studio alături de noi. Este vorba de domnul Mirel Albon. Bine ați venit! Bună ziua! Și cel mai bun arbitru, dar nu numai, vom vedea o istorie încărcată, deși încă în tinerețe, o istorie încărcată de realizări, Teodora Albon, fostă jucătoare, campioană națională, ați fost în același timp și capitanul echipei naționale, capitanul echipei Clujana Cluj, arbitru de mare talie, așa încât, dragi prieteni, avem acum prilejul să vorbim despre fotbalul feminin românesc și nu numai, cu cei mai în măsură să o facă. Să începem cu echipa care este campioană națională de câți ani, domnul Albon? 6 ani. De 6 ani cu Olimpia. Da. Plus ce a fost înainte cu Clujana. Da, deci am 13 titluri de campion național la senioare. Plus titlurile de la junioare, care chiar nu le mai știu exact câte sunt. Însă acesta este un proiect început în 2010. N-am crezut că o să luăm titlul din primul an. Însă lucrurile au fost ok și am început, zic eu, foarte bine. Mai mult decât atât, în 2012 am ajuns până în optimile UEFA Women's Champions League, performanță pe care vrem să o repetăm cât se poate de curând. Da, nu e chiar așa de ușor. Chiar dacă pare simplu atunci când vorbim și spunem, oh, au fost 13 titluri, păi uite așa, le facem din degete. Nu e simplu deloc. Nu e simplu. Competiția în România nu este chiar una de neglijat. Nu este o competiție de neglijat și s-au făcut mari progrese în ultimul timp. Cine s-ar fi gândit acum 5 ani, 6 ani că vom avea 3 ligi la fotbal feminin? În momentul când eu am intrat în fotbal feminin, era o ligă care era împărțită în două grupe pe criterii geografice și cred că aveam vreo 150-160 de jucători legitimate. Acum cred că avem peste 1500 și avem Superliga, Liga 1 și Liga 2, deja avem campionat de juniare, deci competiția s-a dezvoltat. Sperăm să se facă și o creștere calitativă, pentru că sunt echipe care oscilează foarte mult de la an la an. Deci, exemplu, Târgu Mureș a câștigat în mai Cupa României, a terminat pe locul 2 după Olimpia, iar acum e la 9 puncte și... Bine, la Târgu Mureș sunt și problemele clubului care afectează, dar au fost multe echipe care au terminat pe locul 2, după care au dispărut sau au coborât foarte tare în clasament. Această lipsă de continuitate ne face să ne fie greu. Și în primul rând e greu Olimpiei, pentru că e foarte greu să le ținem în priză, să le motivăm pe fete un an de zile doar pentru meciurile din Champions League. Sigur că apar și meciurile de la echipa națională, însă am vrea în această formulă Olimpia Cluj cu fete crescute, descoperite și crescute de noi, să avem meciuri mai tari pe toată durata anului. Deci fotbalul feminin la rândul lui nu este lipsit de cutremure financiare, bănuiesc, pentru că acolo sunt marile probleme. Încă acum au fost puține echipe care au dispărut, dar v-am zis, sunt oscilații mari, însă pe vremea când eram antrenor la Clujana, 5 ani la rând echipa care a terminat pe locul 2 s-a desființat. Deci toată lumea își dorea să joace în Champions League, toată lumea bănuiesc că mergeau la sponsor și la comunitatea locală și cereau finanțare, ziceau anul ăsta câștigăm campionatul și mergem în Champions League, nu reușeau, după aceea lucrurile intrau pe un fărgaj nu tocmai normal. Nu se poate să câștigi de prima dată în fotbal și în sport și în viață. Sunt care câștigă, sunt care pierd, dar eu spun că oamenii care nu știu să piardă nu vor face mare performanță niciodată.
Mirel Albon este însă un câștigător. Asta dovedește faptul că munca la Clujana și acum la Olimpia este una cât se poate de serioasă. De altfel, organizarea clubului Olimpia în momentul de față este una care promite. Vom reveni la performanțele clubului Olimpia, dar aceste performanțe sunt bazate pe o structură solidă. Ele nu sunt întâmplătoare. Aveți echipă de junioare, aveți echipă de tineret, aveți un proiect Olimpia Elite, aveți echipa a doua. Povestiți-ne un pic despre toate aceste pepiniere de jucătoare de fotbal. De la început ne-am propus acest lucru, cei care am înființat clubul, și ne-am dorit să realizăm. Eu chiar am spus în primul an că nu titlul este obiectivul principal. Sigur că a venit titlul. Însă obiectivul principal este să ne organizăm ca și un club adevărat. A fost foarte greu în primii ani. Sprijinul comunității locale era redus. Nu aveam un sponsor de anvergură pe care să ne putem baza activitatea. Și atunci s-a amânat un pic acest proiect, acest mod de a organiza lucrurile. Însă, începând de anul trecut și mai ales începând din vară, lucrurile s-au clarificat și s-au stratificat foarte bine. Avem deja, v-am zis, grupă de copile și junioare împărțite deja, și cred că din primăvară vom fi obligați, datorită numărului de jucătoare și impactului care l-au și nevoiei de a juca, să facem 4 grupe. Avem echipa a doua, unde joacă doar junioare și de obicei junioare under 17. Juniorele mari deja se antrenează și joacă la prima echipă. Deci avem o structură și în condițiile în care este posibil să pierdem una, două jucătoare sau să plece în străinătate, tot timpul avem cu cine să înlocuim și să continuăm la același nivel. Vin jucătoarele la Olimpia sau există o politică de scouting? Le căutați, vedeți cine poate să facă față la echipa campioană? E o combinație. Da, sunt jucătoare care își doresc să vină. Marele câștig al acestui an este faptul că vin foarte multe fete din orașul și din județul Cluj. Vin fete și din alte părți, însă avem și noi politica noastră de scouting și cel puțin la grupele mici încercăm să găsim fete foarte talentate, fete de viitor, care nu au echipe în orașul lor sau nu au posibilitatea să lucreze la un nivel cum ne dorim noi, la un nivel internațional, și atunci încercăm să le atragem spre clubul nostru și să aibă această oportunitate, dacă își doresc să joace fotbal, să se pregătească la cel mai înalt nivel. Mergeți și prin orașele mici, în zonele rurale, căutați jucătoare de perspectivă? Săptămâna trecută am fost la Dej, avem fete care au venit din sate din Maramureș sau din Gorj. Deci tot timpul. Și acum sunt proiecte foarte bune, aici lider de proiect este domnul Alin Cioban, care este președintele clubului. Sunt proiecte de dezvoltare cu suportul UEFA la nivel național și din aceste proiecte noi am atras pe Olimpia în fiecare an câteva jucătoare. Ce condiții le oferiți? Sau ce condiții oferiți unei jucătoare care vine, să spunem, din Maramureș, o tânără de 15-16 ani, are nevoie de școlarizare, da, are nevoie de locuință, are nevoie de alimentație, are nevoie de îngrijire, de cineva care să înlocuiască părinții? Da, noi oferim toate aceste condiții. Toate fetele de aceeași vârstă locuiesc în același cămin, avem mai multe locații, cele de liceu sunt la Liceul Aurel Vlaicu, la Căminul Liceul Aurel Vlaicu, și acolo este la parter și cantină și mănâncă acolo. Cele mai mici sunt la LPS și locuiesc în Căminul de acolo și mănâncă la restaurantul Catalia de pe Calea Florești. Deci sunt, asta e legat de casă și masă. Majoritatea de aceeași vârstă sunt în aceeași clasă. La cămin avem în fiecare zi persoană din cadrul clubului care merge și le supraveghează. Avem profesori care din sprijină și fac lecțiile cu ele, și mai ales când avem de recuperat, dacă pleacă în cantonamente cu echipele naționale. Există o grijă și există organizare și din acest punct de vedere. Deci toate fetele care vin din alte localități au cazare, masă, școlarizare, transport local. Am cumpărat 2 microbuze la club, care unul se folosește doar pentru transportul fetițelor.
condiții de antrenament, tot ce înseamnă acest lucru. Și noi am plecat de la început cu premisa că la acest club nu se va taxa niciodată jucătoare, deci nu există contribuția cotizația părinților. Nu există cotizație. Uneori, dacă am plecat într-un turneu afară și bugetul clubului nu ne-a permis să asigurăm totate, am spus, domnule, de la club putem să permitem atâta, trebuie să contribui și părinții care, și de obicei s-a găsit înțelegere, pentru că cred că fiecare părinte se gândește că e bine pentru copilul lui să se dezvolte, în cazul nostru fetițele, și să aibă această posibilitate de a juca turnee internaționale. Nu îmi pot opri curiozitatea, de ce la Olimpia se poate și prin alte părți spuneați că echipele se desființează? Nu știu să vă spun aici, nu știu cât de bine s-a organizat și cum au pus problema vis-a-vis de a atrage sponsorii, vis-a-vis de a obține sprijinul comunității locale. Noi avem un parteneriat foarte bun și cu Consiliul Local și cu Consiliul Județean. Au înțeles că la noi se face performanță, de fapt rezultatele au și arătat. Au înțeles că noi acei bani investim în copiii din Cluj sau copiii care, fetele care vin la Cluj, și atunci lucrurile sunt ok. Noi nu am mers pe ideea de a s-a da salarii mari, mai mult atât eu cât și președintele clubului facem voluntariat la Olimpia, ci pe a dezvolta acest lucru. Și cred că în condițiile astea se poate face. Dacă fiecare, cum a sosit un ban, își bagă banii în buzunare, atunci sigur că se ajunge la desfințare sau la faliment. Teodor Albon, jucătoare la Clujana în urmă cu nu foarte mulți ani, capitanul echipei naționale, așa cum spuneam, cât de tare s-a schimbat fotbalul feminin, cât de tare s-au îmbunătățit lucrurile din perioada în care erați jucătoare? Da, cu siguranță că sunt schimbări majore. Atunci când eu jucam, nici nu era această competiție atât de puternică. Condițiile erau mai precare și din punct de vedere financiar și tot ceea ce privește fotbalul, însă eu mă bucur, chiar mă bucur foarte mult, pentru că văd un progres de la zi la zi. Fotbalul crește în valoare, în spectacol, jucătoarele sunt mult mai dornice de performanțe, condiții au mult mai bune și asta nu poate decât să mă încânte, să văd că față de acum câțiva anișori e diferență mare. Mai este Teodor Albon alături de fetele de la Olimpia, alături de fetele de la Națională? Nu am cum să nu fiu atâta timp cât soțul meu este angrenat în fotbalul feminin. Întotdeauna când am timp liber și nu numai, îl susțin prin soțul meu, le susțin și pe fete, încerc să fiu cât mai aproape de ele. Trăiesc emoții mult mai mari, de multe ori mult mai mari decât ele. Am fost împreună cu fetița noastră la meciurile echipei naționale, cele desfășurate la Cluj, pe CFR Arena. Și am încercat să fim parte din echipa lor, le-am susținut așa cum am putut noi mai bine sufletește, am suferit alături de ele, deci e imposibil să nu fiu acolo. Cariera ulterioară celei de jucătoare de fotbal a trecut în zona neagră, doar datorită echipamentului, glumesc evident. Teodor Albon, una dintre cele mai bune arbitre din lume și asta nu este puțin spus, locul 7 la un moment dat în clasamentul pe 2015, clasamentul mondial pe 2015. Nu prea mai apar însă arbitre în jocurile de Liga 1, de Liga 2, în România. Da, am senzația că doar pe vremea domnului Crăciunescu au fost promovate serios arbitrele în competițiile interne. Într-adevăr, pe vremea domnului Crăciunescu era mult mai bine susținute, dânsul era unul care susținea foarte mult arbitrajul feminin, însă nu numai doar în timpul domnului Crăciunescu, au fost și alte mandate, alți domn președinți care au susținut arbitrajul feminin. Din păcate, în acest moment nu se pune mare preț pe arbitrajul feminin. Nu știu exact care este politica celor de la Comisia Centrală de Arbitri. Ne deranjează puțin, dar eu gândesc pozitiv, eu sunt mândră și sunt bucuroasă că sunt foarte bine privită atât la FIFA cât și la UEFA. Primesc multe delegări, multe meciuri importante, oamenii de acolo apreciază ceea ce fac eu aici, efortul care îl depun, și
Sper ca pe viitor și aici în țară lucrurile să se schimbe. Trebuie să avem răbdare. Sunt probleme și în Liga 1, puțin cu arbitrii noștri, nici ei nu sunt foarte bine văzuți în acest moment, deci trebuie să avem răbdare, probabil că lucrurile se vor mai schimba și da, vom mai reapărea pe Liga, pe scena Ligii a doua. Liga 1 probabil că e puțin mai delicat. N-aș vrea să spunem că dacă băieții nu se descurcă, fetele cum s-ar descurca, pentru că de-a lungul timpului n-am observat ca doamnele și domnișoarele să fie îngăduitoare cu jucătorii. Așa este. Din păcate, mă refeream la presa și la... Este un curent anti-arbitraj în acest moment. În toate ziarele vedem că este o campanie puțin mai agresivă, cumva bazată pe niște realități. Așa este. Și atunci, probabil că în acest moment și cei care ar dori să ne delege au o reținere. O mică reținere, exact. Aș vrea să povestim puțin despre acea finală din 2013 de Liga Campionilor, Wolfsburg cu Lyon, o finală pe care Teodora Albon a arbitrat-o aproape perfect. Bănuiesc că arbitraj perfect nu există. Nu există. Nu? Aproape perfect. Teodora Albon a acordat atunci o lovitură de la 11 metri cu deplină justificare. A fost unul dintre meciurile care v-au făcut cunoscută în toată lumea, nu numai în România. Cum a fost atunci și ce a urmat după? În primul rând am fost foarte bucuroasă pentru că am primit acea delegare. Pentru mine, la momentul acela, a fost o surpriză plăcută. Faptul că am primit acea delegare la 2 ani după ce am promovat în Elite Class, pentru mine a contat imens. Meciul a fost unul foarte, foarte echilibrat, cu foarte multe faze de joc, foarte multe faze dificile din punctul meu de vedere. S-a terminat bine atât pentru mine cât și pentru învingătoare, dar mă bucur că acea decizie de a acorda lovitură de la 11 metri a fost una corectă. Vă dați seama cum aș fi trăit acea finală dacă greșeam la momentul acela. Probabil că o aveam pe conștiință toată viața, pentru că știu ce înseamnă să muncești și să-ți dorești. Ca fostă jucătoare. Ca fostă jucătoare, exact. Și întotdeauna când intru în terenul de fotbal ca arbitru, mă gândesc la ce am trăit eu ca jucătoare și încerc să evit greșelile. Încerc să mă pun din nou în postura jucătorului, care este foarte greu și pentru o greșeală de arbitraj să piardă o cupă sau să piardă un meci. Am fost foarte bucuroasă pentru că mi-a ieșit acest meci. Am primit foarte multe cuvinte de laudă, foarte multe apreciere și de acolo cred eu că a început cariera mea ca arbitru de elită. În tribunele stadionului Chelsea au fost atât domnul Colina cât domnul Blatter la acel moment. Și faptul că eu împreună cu echipa mea am dus acel meci fără probleme, cred că ne-a ajutat în ceea ce a urmat după acea finală. Și a ridicat, evident, și arbitrajul feminin românesc. Anul acesta ați fost plecată departe, peste mări și țări. Da, anul acesta am participat la Olimpiada din Brazilia. La fel, e un alt vis împlinit. Mi-era foarte greu. Atunci când m-am lăsat de fotbal, visam și îmi doream din tot sufletul să ajung la asemenea competiții, pentru că am realizat că la momentul acela, ca jucătoare de fotbal, nu puteam să-mi îndeplinesc visul. Acum sunt foarte mândră și sunt foarte bucuroasă de decizia care am luat-o de a renunța la fotbal ca jucătoare, pentru că mi-am îndeplinit unele vise pe care altfel nu știu dacă le puteam atinge. Felicitări. Mulțumesc. Domnule Albon, să revenim la fotbalul românesc și să vorbim un pic despre echipa națională, pentru că pe lângă Olimpia Cluj sunteți și antrenorul echipei naționale, o echipă națională care a ratat de puțin de tot a mai lipsit ca să participe la turneul final al campionatului european. Eu nu consider o ratare, am spus-o și altora, s-au fost care m-au întrebat dacă am suferit sau dacă mi-a revenit după acel play-off, acele meciuri de baraj cu Portugalia. Eu consider că am făcut o campanie extraordinară. Vreau să spun că eu sunt la Federație de la 1 februarie 2007. În 2006 România juca baraj pentru de juca precalificări, să ajungă în grupele de calificare.
prin munca de atâția ani am ajuns să fim în a treia urnă și după meciul de la Lvov, când am făcut 2-2 cu Ucraina în deplasare, am început să visăm că am putea să terminăm pe locul 2. Am reușit această performanță după niște meciuri foarte bune, am pierdut 1-0 din penalti cu Franța la Pitești, am învins Ucraina, am învins Grecia, însă am ajuns în acest play-off și lipsa de experiență a unor astfel de meciuri, Portugalia n-a fost prima dată, e a treia oară când joacă astfel de play-off și prima dată când reușește calificarea. Ne-a făcut să nu fim noi înșine sau fetele să nu fie ele. Înțeleg că considerați aceasta o etapă. O etapă, da, în dezvoltarea echipei naționale. Sigur că nu poți fi fericit sau nu poți fi bucuros pentru că am fost atât de aproape. Ne-a lipsit un gol în calificări și nu mai jucam play-off-ul. Sau în meciurile din play-off cu Portugalia n-am pierdut. A fost 0-0 și 1-1. De fapt, 0-0 și la Cluj. În prelungire a fost 1-1. Acesta e regulamentul. Eu n-am înțeles de ce UEFA, în condițiile în care se joacă precalificări, deci cele mai slabe echipe nu ajung în grupele de calificare, în care toate grupele au avut câte 5 echipe, da? De ce s-au scos rezultatele cu ultima clasată? Pe noi ne-a dezavantajat foarte mult, nouă ne-a luat 6 puncte și 6 goluri și Rusiei, echipa care a fost deasupra noastră în clasamentul locurilor 2, le-a luat 4 puncte și 2 goluri. Diferența e foarte mare. Dar trebuie să respectăm acest lucru și încă o dată consider că am făcut o campanie extraordinară. Ideea este că să fim în stare să avem continuitate și în campaniile următoare să jucăm la fel și prin experiența acumulată să eliminăm anumite greșeli sau anumite sincope care au apărut și în condițiile astea eu cred că România cât de curând poate să ajungă la turnee de mare anvergură cum sunt campionatul mondial sau campionatele europene. Sunteți în același timp antrenorul echipei Olimpia Cluj, antrenorul echipei naționale. O mare parte din echipa națională este constituită chiar din jucătoare de la Olimpia. Ce urmează? Suntem la sfârșitul anului 2016. Ce va fi în 2017? Care sunt principalele repere ale anului care vine? Începem foarte repede, în 9 ianuarie deja există prima convocare, în 14 ianuarie plecăm în turneu în Spania, la San Pedro de Pinatar, unde avem 3 meciuri cu adversari foarte buni, întâlnim Olanda, care e țara gazda campionatului european din iulie, Rusia, echipa cu care ne-a luptat pentru calificare, și Slovacia, o echipă tot așa cu un progres foarte mare în ultimii ani în fotbalul feminin european. După care vom mai avea acțiuni în martie, aprilie, meciuri amicale, în zilele acestea se va definitiva calendarul, iar la sfârșitul aprilie va fi tragerea la sorți pentru următorul campionat mondial. Preliminarele pentru următorul campionat mondial, care va avea loc în 2019 în Franța, și care și noi avem șansa noastră, sigur că e mult mai mică decât la campionatul european, însă avem șansa noastră pentru că fiind în Europa, țara gazdă Franța este calificată direct și este prima dată când Europa a primit 8 echipe, 8 locuri la turneul final. În aceste condiții, o echipă de pe locul 2 se poate califica și noi vrem să ne luptăm pentru acest lucru, pentru că este foarte greu de crezut că sunt șanse, totdeauna sunt șanse, dar șansele sunt foarte mici să bați capul de serie. Sunt 7 grupe, deci toți cei 7 cap de serie sunt echipe foarte, foarte puternice. Și însă noi ne dorim acest lucru, ne vom lupta cu toate puterile noastre și mai mult decât atât vrem să facem cât mai multe puncte, astfel încât la următoare tragere la sorți pentru campionatul european din 2021 să fim în a doua urnă și atunci șansele noastre sporesc foarte mult de a ajunge pentru prima dată la un turneu final de campionatul european de senioare. Să dea Dumnezeu așa să fie cu Olimpia. Cu Olimpia reluăm pregătirile pe 5 ianuarie. Plecați într-un cantonament? În februarie vrem să organizăm un cantonament. Deocamdată nu am ales locația și nu am stabilit la Olimpia exact calendarul până nu este bătut în cuie calendarul echipei naționale. Pentru că foarte multe jucătoare de la Olimpia sunt... Aproape se identifică cele două echipe. Da, și sunt 3 echipe care vor avea meciuri oficiale, 3 echipe naționale. Under 17, under 19, senioarele. În fiecare sunt minimum 7, dacă nu mai multe. Uneori la echipa națională, când am avut 23 de jucători convocate, am avut și 14 de la Olimpia. Deci sunt multe de la Olimpia și atunci calendarul Olimpiei îl vom definitiva, deci îl avem în creion, să zicem așa, sau
nedefinitivat, doar după ce batem în cuie calendarul echipelor naționale. Sunteți la 5 puncte de a doua clasată. Credeți că vă poate face cineva probleme în campionat? În acest moment nu cred, dar noi trebuie să ne pregătim serios, pentru că deja există un echilibru între aceste echipe, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Marea surpriză, Timișoara, care a pierdut doar la Cluj și a făcut un egal cu Iași acasă, în rest are doar victorii. Echipă nou promovată, însă echipă cu câteva jucătoare. Este o combinație foarte bună acolo între jucătoare de mare experiență pentru campionatul intern și jucătoare tinere care vin din urmă. Însă eu cred că Olimpia va câștiga încă un nou titlu, însă noi vrem să pregătim din această iarnă participarea în Champions League. Mai decât atât, vreau să anunț, cred că în premieră am avut ședință săptămânile trecute și am decis ca să facem toate demersurile și să ne depunem dosarul astfel încât în august Clujul să fie din nou gazdă pentru grupa de UEFA Women Champions League și sperăm ca, v-am zis, anul acesta să repetăm parcursul din 2012, când am ajuns până în optimile de finală. Cred că experiența acumulată, munca de atâția ani, valoarea la care au ajuns fetele, ne îndreptățesc să sperăm acest lucru. Sigur că depinde foarte mult de trajul asupra. Dacă pleci în 16 cu Paris Saint-Germain, văd aici imagini, sau cu Lyon, sau Wolves, este foarte greu. Însă, noi sperăm să reușim acest lucru și tot așa sperăm să aducem iarăși un nume mare din fotbalul feminin internațional la Cluj. Care să atragă spectatori, pentru că este important să vină spectatorii să vadă meciurile de fotbal feminin, să crească în imagine această disciplină. Eu sper că să se întâmple acest lucru. Am avut o experiență foarte frumoasă în octombrie la Cluj, la meciul cu Portugalia, au fost aproape 8.000 de spectatori. Este un record pentru România. Eu sper... Este un record pentru un meci de fotbal în ultima vreme în România. Vedeți că spectatori sunt în Liga 1 și tot așa am avut o surpriză deosebită. Am fost invitat de către campioana mondială Statele Unite și am jucat două meciuri, unul la San Jose, lângă San Francisco, și celălalt la Los Angeles, și am avut la un meci 16.000 și la al doilea 20.000 de spectatori. Este foarte frumos să joci în aceste condiții și eu sper ca recordul stabilit în octombrie la Cluj, anul care urmează, să-l depășim și tot aici. Așa să fie. Teodor Albon, revenim la arbitraj. Sunt fete care vin din urmă, fete tinere, există o susținere pentru arbitrajul feminin românesc în a crește arbitre? Par așa, oarecum marginalizate arbitrele. Aveți o carieră frumoasă la UEFA, la FIFA, dar în România mai puțin. Ei, la nivel de tineret, arbitre, cum stau lucrurile? Mi-a spus o întrebare tare delicată. Din păcate, nu există un proiect pentru arbitrajul feminin, trebuie să o spun cu părere de rău. În acest moment, arbitrajul feminin din România nu are foarte mult ce să le ofere fetelor tinere. Desigur, orice arbitru tânăr visează la lista FIFA, orice arbitru tânăr în momentul când se apucă de arbitraj își dorește marea performanță. Dar până la marea performanță ar trebui să li se ofere condiții, ar trebui să li se ofere meciuri unde să poată să primească acea experiență necesară pentru a progresa. Din păcate, la noi fetele sunt pe să nu zic pe cale de dispariție, că ar fi foarte urât, dar nu vin din urmă. Inclusiv aici la Cluj eu încerc foarte mult prin colegii mei și prin cei care sunt implicați în arbitrajul de la Cluj să aducem fete, să încercăm să le motivăm într-un fel sau altul, dar răspunsul este negativ, pentru că se uită la arbitrele FIFA care arbitrează la nivelul Ligii a 3-a și își dau seama că dacă nu ajung să prindă lista FIFA, nu au nicio șansă să se dezvolte și foarte multe renunță din start. Probabil că în timp, dacă vom avea un proiect de dezvoltare a arbitrajului feminin în care să fie un program de monitorizare, de tinere talente, exact cum se face pe jucătoarele de fotbal, tot așa să începem și în arbitraj, să le creștem de mici, să le putem oferi meciuri la nivel de junior, la nivel de fotbal feminin și apoi să progreseze, probabil că ar fi mai multe fete doritoare să practice această meserie, că până la urmă se transformă într-o meserie de la un anumit nivel.
2017 pentru Teodor Albon, ce va fi? Cum va fi? Să sperăm că va fi un an bun. Eu sper din tot sufletul să fie un an cel puțin la fel de bun ca 2016 și cei trecuți. Eu aștept cu nerăbdare o veste bună. În această perioadă ar trebui să se anunțe delegările pentru viitorul campionat european din Olanda 2017. Sper să mă regăsesc pe această listă de arbitrii delegați la acest nivel, pentru că anul 2017 înseamnă an important pe planul european, mă refer, există acest campionat european și de asemenea sper să fiu din nou angrenată în Champions League. Urmează meciurile în primăvară, sferturi, semifinală, de ce nu și o finală? De ce nu o finală, sigur. Măcar să visăm frumos și Teodor Albon este încă angrenat în aceste competiții. Eu mă pregătesc, nu am vacanță, pentru că înainte de a participa la aceste competiții, noi avem niște teste, avem un seminar la UEFA, care este stabilit între 2 februarie, urmează niște teste fizice, teste teoretice, deci este de muncă. Da, nu e simplă viața unui arbitru și nu. În afara terenului. Exact, probabil că cei care nu cunosc exact ce se întâmplă în viața unui arbitru consideră că totul se rezumă la o oră jumate de arbitraj. Nu. Este o muncă titanică în spate, sunt ore, foarte multe ore petrecute în afara terenului de joc, cu muncă, cu sacrificii și nu e chiar așa ușor. Teodor Albon, Mirel Albon, s-au uiscat vreodată în familie discuții cu privire la arbitraj, cu privire la... Aveți un consens în toate sau aveți și disensiuni pe care le rezolvați pe calea amiabilă, evident? Răspund eu? Bineînțeles că apar și anumite disensiuni, cum spuneți dumneavoastră, pentru că el este... Diferențe de opinie. Exact. El este antrenor, eu sunt arbitru, iar în anumite momente el este puțin subiectiv. Discutăm de uneori faze legate de ce s-a petrecut la Olimpia sau la echipa națională, în care soțul meu, din ochiul antrenorului, probabil că vede altfel faza. Eu, ca arbitru, încerc să temperez și să explic cum aș vedea eu ca arbitru și, bineînțeles, că mai apar și anumite divergențe. Dar, în general, suntem pe aceeași lungime de undă, vorbim aceeași limbă, vorbim fotbal în casă, pentru că altfel nu am putea să conviețuim. Deci... Câștigă arbitrul, așa ca și în teren? De obicei da, pentru că nu-mi place să se prelungească aceste discuții și... accept argumentele de cele mai multe ori. Însă, să știți că aceste discuții sunt constructive de cele mai multe ori și avem de învățat amândoi, atât când vorbim despre arbitraj sau despre antrenori sau despre echipe. Mai mult decât atât, eu încerc și mă ajută foarte mult experiența ei de fostă jucătoare în anumite momente când sunt anumite probleme cu anumite jucătoare, știu eu în ce context sau când apare o ruptură între antrenor și vestiar. Da? Dacă discut cu Teodora și ea, care a fost atâția ani jucătoare și căptean de echipă, uneori părerile ei și sfaturile ei mă ajută foarte mult și ziua următoare, când mă duc la antrenament, lucrurile se schimbă mult în bine. Teodor Albon, Mirel Albon, o familie care împreună reprezintă vârful fotbalului feminin românesc, inclusiv al arbitrajului. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația, mulțumesc pentru participare. Vă doresc un 2017 cât se poate de bogat, așa cum l-ați anunțat aici. Mulțumesc încă o dată. Dragi prieteni, continuăm emisiunea noastră cu un interviu pe care l-am realizat cu două dintre jucătoarele de elită în basketul feminin românesc. Un interviu care a avut loc în studio înaintea meciului cu Israelul, dar veți vedea că lucrurile pe care le-am vorbit atunci sunt cât se poate de interesante. Nu puteam să ratăm prezența la Cluj-Napoca a reprezentantelor sexului frumos în basket, fără să marcăm această prezență, iată, cu o emisiune dincolo de sport. În această seară le mulțumim pentru prezență Gabrielei Mărginean, bine ai venit! Bine m-am găsit! Și Alinei Crăciun, bine ai venit! Bine.
Să începem cu începutul, adică cu echipa națională. Sunteți angrenat, așa cum spuneam, în această importantă campanie pentru, sperăm, a doua prezență la un campionat european. Care sunt șansele, care sunt obiectivele, evident calificarea, dar care sunt premisele în care se desfășoară această campanie? Șansele sunt enorm de mari, știind și rezultatele din noiembrie de anul trecut. În februarie, meciurile pierdute, dar nu ne-au atacat sau, cum să spun, nu ne-au deranjat în măsură prea mare încât să nu ne calificăm, să nu avem șanse. Meciul cu Israelul de sâmbătă este cel mai important și trebuie câștigat clar și apoi mergem mai departe în Turcia, dar cel mai important meci este sâmbătă, mai decisiv decât cel de miercuri, clar. Da. Gabriela Mărginan este prima româncă draftată în WNBA, are un CV foarte stufos despre care vom povesti imediat. Alina, ești printre cele mai tinere participante la această campanie. Sigur, ai jucat și anul trecut la Timișoara. Cum e tinerețea la echipa națională? Mă bucur foarte mult că fac parte din lotul național al României. Încerc să profit cât mai mult de această șansă și să-mi fac treaba cât mai bine. Așa să fie. Revenim la Gabi Mărginan, clujeanca noastră, școlită însă în basketul nord-american, ai o legătură strânsă cu acea zonă. Florina Pașcalău, cealaltă jucătoare care a activat în WNBA, spunea că nu s-ar mai întoarce în America. Nu neapărat își dorește să se întoarcă acolo. Tu cu ce impresie ai rămas după experiența americană? O experiență care nu s-a încheiat încă. Experiența mea în state a fost una excepțională. Nu am niciun fel de regret că am plecat la o vârstă așa fragedă, chiar la 17 ani. Șansele și oportunitățile mi s-au deschis enorm după experiența din state, dar după ce m-am întors în Europa, încă eram cu simțul de americanism în mine. Ți se părea încă o minune ce da, se întâmplă acolo. Da, și vroiam, îmi plăcea America, numai America vedeam. Dar după câțiva ani în Europa, mi-am cam schimbat. Nici pe mine nu mă mai atrage așa de mult. Chiar vorbeam cu Flori alaltă ieri, sau nu știu, când vorbeam de America și nu, nici pe mine nu mă mai atrage așa de mult. Bucuria noastră că rămâi aproape și putem să te mai vedem din când în când. Spuneam că experiența americană nu s-a încheiat. Ai revenit la studiu în America, nu? A, da. Am revenit la master, la aceeași școală. Da, încă mi-am ocupat timpul care nu prea mai aveam. Dar... Asta este singurul motiv? Aveai timp liber și nu știai ce să faci cu el? Când am jucat în Turcia aveam mult timp liber, dar acum mi-am rezolvat perioada de timp liber. Mi se pare un lucru interesant. De ce te-ai întors la studiu, în afară de basket? Care au fost motivațiile? Mă gândeam, cariera de basket nu durează o veșnicie și ajung și eu acolo, cam, nu vreau să spun la sfârșit, dar am aproape 30 de ani, nu pot să joc pentru totdeauna. Și mă gândeam la ce o să se întâmple după ce aș vrea să fac, după ce mă opresc de jucat basket. Și ce ai vrea să faci? Mi-ar plăcea enorm să lucrez la o organizație cum ar fi UNICEF-ul, dar nu neapărat UNICEF-ul, în care să am posibilitatea să ajut oameni care au nevoie. Da. În acțiuni umanitare? Da. Într-un fel sau altul. Da. Alina, CSU Brașov, vii din centrul țării, de la o echipă importantă și interesantă. Cum a fost începutul în basket? Pentru că n-a fost chiar așa de mult. Păi, am început de la vârsta de 12 ani. La Brașov? Nu. La Galați. La Galați. Și de acolo, la vârsta de 16 ani, am plecat la Olimpia București. A fost cam greu pentru mine,
da. Să te rup de casă? Da, da, exact, de familie, fiind singurul copil la părinți. Și după am petrecut... A fost greu, bănesc, și pentru părinții tăi să exact, te lase să pleci la exact, vârsta mai ales mamei. Și după ce am stat 2 ani la Olimpia București, am petrecut 4 ani la Arad. După am fost plecată un an în Franța, iar acum am revenit din nou în țară. Cum e basketul din Franța, basketul feminin, prin comparație, evident, cu basketul nostru? Este diferit, mentalitatea este total diferită și mă bucur că am avut ocazia să experimentez basketul de acolo. Ți-ai dori o altă experiență în străinătate? Normal că da. Normal că da? Da, normal că da. De ce? De ce? Pentru de ce e așa că... normal să-ți dorești să joci în străinătate? Pentru că basketul este la un nivel mult mai ridicat decât în România și asta îmi doresc, să ajung și să joc cât mai sus. Și financiar e mai bine? Evident. 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 Normal, evident. Gabi, în basketul feminin nu se câștigă banii din basketul masculin. Cu siguranță în America nu se întâmplă acest lucru, nici în Europa. Este mirajul acesta financiar unul din obiective? Este unul din motivele pentru care vă doriți să jucați în afara țării? Pentru mine sau personal, da, pentru mine personal nu. Financiar, banii nu vin pe primul loc. Pentru mine aș vrea să joc la echipe cât mai puternice și cât mai valoroase pentru mine, să-mi demonstrez mie că pot să joc la nivel înalt și să joc cu jucătoare cu multă experiență și cu nume mult mai mari decât al meu. Nu neapărat financiar, da, bineînțeles, este important și partea financiară, pentru că basketul nu durează o veșnicie, cariera de basket, deci trebuie să câștigăm și bani, dar nu, pentru mine nu banii sunt pe primul loc. Joci acum în Spania și echipa ta, împreună cu echipa ta, joci în Euroliga feminină de basket. Mm-hmm. Este una dintre competițiile de vârf din lume, cu excepția, să spunem, WNBA. Este acesta unul dintre obiective? Îți alegi echipele în funcție și de participarea lor în Euroliga sau nu? Da, da. Participarea în Euroliga sau în Eurocupă. Da, în fiecare an mi-aș dori să fiu să fac parte ori din Eurocupă, ori din Euroliga. Și anul ăsta am avut oportunitatea pentru prima dată să rămân la același club pentru al doilea sezon. Da, era următoarea întrebare. De ce ai rămas acolo la parfumeria? Da, anul trecut am avut o experiență foarte plăcută și m-am simțit foarte bine în echipă și m-am simțit confortabil, știam tot ce se întâmplă, m-am obișnuit, îmi plăcea de toată lumea de acolo. Și ei m-au dorit pentru următorul sezon și am rămas pentru prima oară. De obicei, în fiecare sezon schimb echipa, dar acum am rămas. E basketul spaniol mult diferit, basketul feminin, de cel din România? Este puțin diferit. Basketul spaniol este foarte în viteză, se alargă foarte mult pe contraatac, nu se pune accentul prea mare pe apărare, se apără lumea, clar, dar este un joc foarte rapid, pe alergat, pe contraatac mult și care mie îmi place, m-am obișnuit bine. Urmărești în Spania și meciurile băieților? Da, urmăresc când am timp, dar sincer nu prea. Din Spania nu, eu cu Panathinaikos sunt. Da, din Grecia. Alina, în această campanie de calificări spre Euro 2017, care crezi că sunt aturile echipei noastre? De ce suntem noi în măsură să ajungem acolo? Pentru că, făcând legătura cu europenele trecute în care ne-am calificat ca echipă organizatoare. În primul rând, cred că
Atoul nostru este, nu știu, dorința noastră. Suntem foarte dornice, ne dorim foarte mult să ajungem acolo. Să dovediți că merităm, exact, să fim acolo. Exact. Pe forțe proprie, în sfârșit. Suntem gata de luptă și cred că suntem mult mai, nu știu, mai înalte decât ele și acesta ar fi un atu și suntem și mobile, fiind înalte, ele sunt mai micuțe, Israelul fiind mai mici. Există acea coeziune în cadrul echipei între voi, sunteți prietene, clișeul, sunteți ca o familie. Asta vorbeam și cu Gabi zilele trecute și chiar îi spuneam că ne simțim foarte bine aici. Râdeți, vă distrați, da. Aveți o viață comună în cantonamente. Da, da, da. Unele dintre noi suntem prietene și în afară basketului. Ceea ce este foarte important, evident. Da, da, da. Gabriela Mărginean este și capitanul echipei naționale. Asta implică, bănuiesc, răspunde sporite atât în teren cât și în afara lui. Da. În noiembrie am fost numită, să spun, capitan și da. Dar înainte de meciul cu Bosnia, da? Da. Nu mă așteptam. Este chiar o onoare și mă bucur că am această oportunitate să le ajut pe fete și să, cum ar fi, să le trag după mine. Sper ca să reușim o figură frumoasă sâmbătă și o calificare mult dorită pe forțe proprii de data asta. Ar fi foarte frumos și să sperăm că așa va fi. Ai jucat în multe campionate, Turcia, Grecia, Spania, Statele Unite. În care din ele ai vrea să mergi dacă ai avea o ofertă bună, cea mai bună? Fiecare campionat are frumusețea lui și toate au fost foarte diferite unul față de celălalt. În Turcia, momentan, este cel mai puternic campionat și partea financiară și pentru basket. Acolo și basketul masculin este foarte bine reprezentat în Euroligă. Sunt foarte mulți bani în basket și masculin și feminin în Turcia și atunci au posibilitatea să aducă multe străine și nivelul imediat este foarte ridicat. Sunt 14 echipe care nu știi niciodată cine pe cine bate, deci nu există meci ușor, cum ar veni. Și ultima echipă clasată ar putea să bată pe Fenerbahce sau pe Galatasaray. Și asta îți dorești ca jucător să fii parte, să faci parte dintr-un campionat foarte înalt în care competiția este acolo, deci nu ai meciuri ușoare ca și în restul campionatelor. Alina, vrei să mergi să joci în străinătate? Unde? Unde ți-ar place cel mai mult? Sunt convins că urmărești campionatele din țările importante din punct de vedere basketbalistic. Păi, mi-ar plăcea să mă întorc în Franța. Doar pentru că ai fost acolo sau și pentru că acel campionat nu, este unul care ți se potrivește? Este un campionat puternic și, nu știu, îmi place foarte mult Franța și mi-aș dori și Spania. Nu am fost niciodată în Spania și de aceea... Da, poți călători în Spania. Da, dar nu știu, mi-aș dori să joc, să ajung la un nivel mult mai înalt. Da. Și basketul spaniol este unul foarte bine reprezentat în Europa, la fel ca și cel din Turcia. Să mergem un pic dincolo de sport, pentru că emisiunea noastră se numește Dincolo de sport. Ce vrea să faci dacă n-ai face basket? Sau către ce carieră te-ai fi îndreptat dacă n-ai fi avut aturile fizice și îndemânarea pentru basket? Da. Nu prea m-am gândit la chestia asta, dar... Ai fost concentrată pe basket de la bun început. Da, de mică. Acum încerc să găsesc ceva ce aș putea să fac după ce termin basketul, care să-mi placă cu adevărat și să fac cu mare plăcere, dar așa nu m-am gândit prea mult. Nu? Nu, chiar nu m-am gândit. Poate-ți vine o idee până ne povestește Gabi. Ce ar fi făcut dacă n-ar fi fost una dintre basketbalistele de frunte ale generației sale? Sincer, nu.
Nu cred că pot să-mi imaginez viața fără sport. Am început cu tenisul, îndrumată de tata și apoi, spre nefericirea lui, am schimbat sporturile. Sunt convins că nu e chiar așa acum nefericit. Nu, bine, acum. La început a fost mai mare dezamăgire. Nu pot să spun dezamăgire, dar tenisul rămâne prima iubire. Dar a chiar lui sau a ta? A mea și a mea. Și a mea. Dar ca orice primă iubire se termină cu o altă alegere. Da. Chiar nu știu. Acum am în cap ce vreau să fac acum după ce îmi termin cariera de basket, dar fără sport în viață nu, chiar nu știu. Foarte multe oportunități s-au deschis din cauza sportului și din faptul că am cunoscut o groază de lume și am jucat în multe țări și în multe campionate. Și chiar dacă nu jucam basket, nu aveam nicio oportunitate pe care o am acum. Deci nu, chiar nu știu, nu pot să vă răspund. Deci sport. Sport. Dacă n-ai făcut basket, ai făcut tenis. Dacă n-ai făcut tenis, da. Altceva, dar tot ceva sport, sigurat. Ambii părinți sunt îndrumați spre, ne-au îndrumat spre sport și activități fizice, deci nu ne lăsau să stăm în casă sau, da, și mă bucur. Alina, să înțeleg că același răspuns este valabil și pentru tine. Exact. Sport și poate un pic altceva, dar în primul rând sport. Nu știu, dar sport. Bun. Care sunt, și acesta este un clișeu, dar mă rog, către finalul emisiunii spre care ne îndreptăm, întrebăm și astfel de lucruri. Care sunt planurile de viitor, obiectivele, gândurile? Pe plan sportiv? Da, și pe plan sportiv, dar urmează după aceea să te întreb și pe plan personal. Pentru că suntem totuși dincolo de sport. În primul rând îmi doresc foarte mult să mă depășesc pe mine și să ajung la un nivel cât mai înalt. Pe plan sportiv? Exact. Și pe plan personal? Pe plan personal. Vrei să studiezi ceva? Momentan sunt la master, la sport, dar mi-aș dori după ce termin să fac și altceva. Sportul nu e totul în viață. Evident, la un moment dat se exact. Încheie, însă există cariere în continuare. Există sport și după sport. Exact. Dar, nu mai știu, e momentan mă acces pe sport. Foarte tânără și mai da. E foarte mult până da. Atunci. Lucrurile se pot întâmpla în diferite feluri. Gabi, cariera ta este una care se află undeva la apogeu, da. De o bună bucată de vreme. Felicitări pentru asta. Ce mai e de împlinit într-o astfel de carieră? Cu siguranță calificare pe forțe proprii, cum am spus și înainte, la un campionat european. Și o calificare la Jocurile Olimpice pentru 3x3. Astea sunt niște țeluri pe care le am cu echipa națională. Personale, în afară, la echipele de club, clar să continui cariera la nivel înalt până când mai pot să joc la nivelul la care joc acum. Când am să simt că nu mai pot, atunci mă opresc. Nu vreau să fiu una dintre jucătoare care se spune, cu 5 ani era mai rapidă, era juca mai bine și acum uite la ea, nu, așa, nu. Vreau să se spună același lucru de la început la sfârșit, deci nu, da. Și? În afara sportului? În afara sportului, v-am spus și înainte, mi-aș dori enorm să lucrez într-o, să fac parte dintr-o organizație. Da. Probabil și cu sportul aș avea multe oportunități, dar să vedem ce... Nu te-ai gândit la o carieră în antrenorat, în manageriat încă sportiv? Manageriat, da. Asta mi-ar plăcea enorm. Dar antrenorat încă nu. Câteodată mă atrage, câteodată nu. Cochetez cu gândul. Da, da. Încă nu mă simt sigură că aș putea să antrenez, dar asta vine cu experiență și cu timp, clar.
Fetelor, eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența mulțumim în această noi, seară mulțumim. În emisiune. Evident, mult succes acvilelor în această campanie de calificare și să ne revedem și să ne revedem chiar cu bine și cu succese în carieră. Mulțumesc! Mulțumim și noi!